graf oficial și mi s-a întâmplat să, să găsesc o domnișoară pe care să o surprind în niște cadre. Și acum îmi imaginam scenariul de față din bilețel în care îmi închipui cum ar fi fost să fiu angajat în acel moment ca fotograf pentru nunta respectivă. Merg în parc, în parcul central. Acolo se oficiază Comunia Civilă. La Ciuperbe, cum o știe toată lumea. Domnișoara despre care vă vorbeam, de față, mi-atrage atenția. O surprind în două, trei poze. Mireasa deja e cu ochii pe mine. Un semnal de alarmă vizual din partea ei către mine îl am. Ne îndreptăm spre biserică. Acolo se oficează cununia religioasă. De asemenea, domnișoara, fiind domnișoară de onoare, în apropierea miresei, obiectivul aparatului meu de fotografiat îndreptat spre ea. Văd pe fruntea miresei încruntare. Al doilea avertisment, cartonaș galben. Ne îndreptăm spre sală, ne îndreptăm spre sală la restaurant, la Impact. Și începe nunta, distracția. Toată lumea dansează. Eu în continuare surprind domnișoara în multe, multe, multe cadre. Mireasa ajunge la mine, vroind să-mi smulg aparatul din mână și îmi spune, te-am angajat să mă pozez pe mine și pe soțul meu, nu pe domnișoara de onoare. Ești concediat. La revedere. Nu o să-ți primești bani niciodată. Mulțumesc.